Simona Halep a trăit clipe magice la turneul campioanelor de la Singapore. Sportiva română a învins-o cu 6-0, 6-2 pe Serena Williams, numărul 1 în clasamentul WTA. Simona nu i-a dat nicio șansă Serenei, care nu a avut ce face în fața unei tenismene aflate într-o perioadă de grație. Simona a condus cu 6-0 și 2-0, iar Williams a reușit să câștige primul ei game. Halep a plimbat-o apoi pe Serena în ambele colțuri ale terenului, iar americanca și-a pierdut răbdarea și a greșit multe mingi. Serena nu a fost într-o zi strălucită, însă acest lucru nu diminuează meritele Simonei. Halep a jucat pe alocuri incredibil și nu putea fi învinsă de nimeni în această zi. Simona a obținut o victorie uriașă în fața Serenei Williams, iar acest succes poate însemna declicul pentru câștigarea măcar a unui turneu de Grand Slam. Simona mai are un obiectiv la acest turneu, să o învingă pe Maria Sharapova.